Hello, people! Suntem la Istanbul. Am venit de ieri, dar eu ieri n-am avut chef să filmez nimic. Am și ajuns destul de târziu. Avem o vreme mirifică, superbă, de nemai văzut. Stați că vă și arăt. Asta e situația afară. Mirific. E o ceață de numă și ninge și frig și nimic nu-i bine, nimic nu-mi place. Da, chiar nu m-am gândit că în martie o să mă lupt cu zăpada în Istanbul și partea și mai nașpa este că nici măcar nu mi-am adus haine groase, mi-am adus foarte puține și am văzut pe vreme că o să fie frig și o să ningă vreo 10 zile și ei anunțau la televizor că o să fie cele mai mari ninsori din ultimii, nu știu, 50 de ani. Nu știu dacă neapărat ca și cantitate, cred că mai mult ca și zile, am văzut că o să ningă vreo 10 zile. Cu o pauză de una, două zile, dacă o să fie exact cum zice vremea, dar eu m-am uitat pe vreme și am zis, nu cred. Dar se pare că e adevărat. Da, astăzi mare lucru nu o să facem, adică avem multe de făcut, dar nimic interesant, o să desfac bagajele, o să fac curățenie, să mai dau cu aspirator, să dau cu mopul, să spăl băile, că n-am mai fost de ceva timp și atunci trebuie o curățenie generală. Chiar acum vrem să mergem să mâncăm ceva, având în vedere ce vreme superbă e afară, o să mâncăm undeva în zonă. By the way, la ei s-au închis și școlile din cauza zăpezii. Deci, faină treabă. Nu s-o obișnuiți cu zăpada, așa cum ziceam. Deci, mă uit și ninge în sus, deci nu înțeleg. Dacă vă uitați la fulgi, ați zice că vin de jos în sus, din cauza vântului. Atât de tare bate vântul încât fulgii zboară în toate părțile. Ia uitați-vă. Vedeți cum vin în sus? E foarte ciudat. Am luat de la Pepco, din Timișoara, două cutii, adică un set cu două cutii și niște umerașe din acestea plușate vers. Mă gândeam eu că o să se potrivească tare fain aici în dormitor, pentru că avem dulapul ăsta, am agățat deja câteva acolo. Cred că am luat cam multe, am luat 3 seturi, adică 30 de umerașe. Nu cred că o să fie nevoie de atâtea, dar cei în plus cred că le duc înapoi la Timișoara. Acolo jos vreau să pun cutiile pe care le-am adus de la Timișoara și cred că o să țin în ele genți. Data trecută când am fost, nu-mi plăcea deloc cum arătau gențile puse acolo. Așa că m-am gândit că vor arăta mai bine băgate în cutii. Îmi place tare mult dulapul ăsta. L-am găsit la Ikea. Și am găsit la Ikea o comodă atât de faină. Și aici n-au comodă, deci nu-mi vine să cred. Există unele chestii la Ikea pe care le au în România și aici nu le au. Este și un pat pe care mi l-aș fi dorit și aici nu-l au și văd că nici comoda asta. Cred că e un set întreg. Cred că n-au deloc set, dar mai mult ca sigur, cred că comoda asta care îmi place mie face parte dintr-un set sau mă rog, cum eu fi spunând. Și da, aici nu există. Nu știu, îmi trebuie o comodă și nu găsesc, adică găsesc, dar numai pe online și e un pic frică să comand. Pentru că după aceea e complicat cu returul, nu știu ce să fac, comodă cum vreau eu nu găsesc. Nu i-am mai pus capac cutiei ca să am acces cât mai rapid la genți, dar mi se pare că arată tare drăguț, nici la cutiile astea nu le-am pus capacul. Ca să nu tot stau să deschid cutiile, coșulețul ăsta vreau să-l scot de aici, dar deocamdată nu prea am ce să pun în loc. O să mă gândesc să văd, poate pun niște haine, da, cred că o să pun niște haine aici, dar să văd care arată mai drăguț. Da, bun! Hai că-ți mulțumită de ce am făcut. Mai îmi trebuie comodă și am rezolvat deci tot. Ninge de numă. Uitați-vă câtă zăpadă îi. Incredibil. Și eu cu Chloe-ul după mine. O să mi-l ningă. Vai, am venit să luăm micul dejun. Și uitați-vă, zici că nu-i Turcia, zici că e Polul Nord. Când am pornit de acasă, nu ningea. Oricum ninge de câteva zile, dar nu așa, nu s-o depus, adică fulguia un pic și cam atât. Dar astăzi
Astăzi e nenorocire și un pic de numă. Doamne viață, deci n-am văzut tot anul în Timișoara atâta zăpadă cât am văzut azi în Istanbul. Incredibil. Foarte fain am nimerit, n-am ce zice. Am ajuns acasă, nu mai plecăm nicăieri, pentru că așteptăm să ajungă un televizor, cred că acum în jumate de oră o să vină cu el. Și după aceea mai trebuie să așteptăm să vină cineva să monteze televizorul. Așa e la ei. Cineva îl aduce, cineva îl montează. Și atunci o să rămânem pe acasă azi. Am găsit un televizor atât de fain, deci abia aștept să îl montăm. Arată exact ca un tablou. E foarte, foarte subțire și se lipește fix pe perete. Majoritatea care vin pe perete au un spațiu. Adică nu un spațiu. O să vă arăt când vine televizorul, o să-l vedeți și o să vedeți cât e de genial. Are și galerie de tablouri, însă unele tablouri din acestea foarte cunoscute. De Van Gogh am văzut, pentru că ei colaborează cu tot felul de muzee și galerii de artă. Deci I'm happy, pentru că nu știam, tot mă gândeam ce să pun pe perete ca să arate bine și mă gândeam că un televizor o să strice tot feng shui-ul și tot designul meu. Dar l-am găsit pe ăsta, l-am văzut pe Insta la cineva și I'm so happy! Uite că a și ajuns televizorul. Este de la Samsung și îi spune The Frame și este tare nerăbdătoare să-l scot din cutie. N-am luat o dimensiune foarte mare, cred că e o dimensiune medie. Parcă așa mi-aduc aminte. Erau și mai mici și sigur erau și mai mari. Aici, în cutiuța asta mică, sunt ramele de la televizor, pentru că are o ramă care arată ca rama de tablou. Scrie și aici. Hang it like a picture. Quick easy installation. Dar abia aștept să-l montăm pe perete și să-l văd și să ne uităm pe Netflix, la filme. Ne trebuie prelungitor ca să instalăm televizorul. Și am fost ce să cumpăr. Noroc că am găsit deschis. Păi ora 8 și ceva. Dar am găsit ceva magazin din asta cu tot felul de lucruri deschise. Ce-am obosit, am și alergat. Gata, avem televizorul. Ia uitați-vă cât e de frumos! Și uitați-vă cât e de plat. Deci arată exact ca un tablou. Și de aici schimb opera de artă. Poate să fie asta. Ia, aici am văzut ceva fain. Și îți chiar tablouri care se găsesc în muzee. Deci foarte fain. Aici, de exemplu, avem tablouri de Van Gogh. De ăsta n-am auzit în viața mea. Eu vă spun sincer că nu le prea am cu arta. De Van Gogh am auzit și eu. Doamne, cât de faine și astea! Ce-mi place! Dar nu se potrivesc la mine. Doamne, cât de frumos! Deci îmi place televizorul ăsta de mor. Așa happy îs că am aflat despre el. De pe Insta am aflat, am văzut la ceva influencer pe care îl urmăream eu din afară și mi s-a părut superbă ideea. Uite că pot să pun și ramă! Vreau ramă beige! Vreau ramă beige! Ce fain! Și pot să-i pun rame mai groase sau mai subțirele. Vai, cât de fain arată! Mor, cât îmi place! Ia, uite, aici mai este un beige. Aici, stai un pic. Ăsta, ba nu, e cam galben. Ăsta e prea galben. Hai să-l punem pe ăsta și să-l facem mai îngust, așa ceva. Așa. Am vrut să vă arăt cât de superb e televizorul acesta și în lumină naturală, pentru că aseară la lumina becului nu se vede atât de bine. Se pare că ține vremea cu noi astăzi și o să ieșim să ne plimbăm un pic. A ieșit și soarele cât de cât, deci poate avem noroc. S-a mai întâmplat chestia asta și zilele trecute, și soarele jumate de oră după care iar dădea cu ninsoare. Dar m-am uitat pe vreme și azi și mâine o să fie totuși mai ok. Mâine o să fie noros și o să fie frig, dar măcar nu ninge, după care iar încep ninsorile. Eu nu știu, deci vreme de cacao, cum e acum, n-am mai prins niciodată. Măcar azi e mai ok și ieșim un pic să ne plimbăm. Nu știu încă unde mergem, abar n-am. Ne gândim și vedem. Probabil undeva pe malul apei. Da. See you later, alligator. Am venit într-un loc tare făinuț pe malul apei. E altă zonă față de cea unde stăm noi. Dar foarte, foarte frumoasă. Chiar ne place aici. E un parc un pic mai modern. Adică, nu știu, ai așa senzația că ești într-o stațiune.
aici sunt bărcile și apune soarele și acolo sunt plin de restaurante, cafenele, tare frumos, palmieri pe aici, chiar foarte fain. Am venit și la un centru comercial tare frumos, din ăsta spațiu deschis și pe aici sunt tot magazine și cafenele, tare, tare frumos, palmieri ăștia înalți. Superbă zona asta, chiar ne place tare mult. Este aici și un parc de distracții, doar că acum nu e funcțional. Ne pregătim să ieșim din casă, avem un pic de treabă. Trebuie să ajungem până într-un loc, după care o să mergem la un magazin de mobilă, care e destul de departe de apartamentul nostru, dar doar acolo am găsit ce-mi trebuie mie. Și după aceea o să rămânem la un mall, în zona aceea, un mall foarte fain, unde sunt și magazine de brand. Este acolo și un restaurant lustrat, deși cred că e tot o burgerie, nu cred că e chiar restaurant, o să vedem când ajungem. Și cred că o să fie tare fain, sper să găsim și ceva interesant pentru Ryan de făcut pe acolo. Deci da, vă iau cu mine. Așa arată ținuta mea de astăzi, am un plovăraș de la About You foarte, foarte fain, am pus lănțișoarele amândouă. Asta e o rochiță care se ia peste costumul de baie, o aveam aici și am zis să o iau pe mine ca să acopăr fundul, având în vedere că am niște colanți pe mine. Mai am cizmele de la About You și un paltonaj de la Zara și ochelari. Și centuța mea Chanel. Da, asta e ținuta. Ok, let's go! Până acum v-am arătat zonele faine din Istanbul, dar mai sunt și zone din astea cu haine întinse la spălat, peste tot blocuri mai vechi. Asta e partea europeană, e un pic mai veche. Ne-a băgat, nu știu, GPS-ul ne-a băgat pe niște străduțe din astea mai dubioase ca să ajungem la mall. Am ajuns într-un final. Doamne, deci mi s-a făcut și rău pe drumurile alea. Tot urci, cobori, îngust, vin mașini din față, vin mașini din spate. Dar bine că am ajuns. Ăștia verifică aici la pază, nu cumva să ai mașina pe gaz. Dacă ai mașina pe gaz, nu te lasă să parchezi subteran. Pe noi ne verifică? Da. La oprire la Nusret. Doamne, deci cât îmi place locația. Îmi plac foarte mult bananierii aia din spate. E foarte multă lume. Deci în spatele meu nu se observă, dar e multă lume în restaurant. Am comandat New York Steak. Dar, da, a venit prima chestie, comandată ceapă cu sos de tartar. E bună! Thank you! Am ajuns aici la branduri și prima oprire o să fie Fendi, după care le vizităm așa încet, încet și pe restul. Asta mi se pare tare frumușică, baghet, dar nu știu, mi-e frică să-mi iau genți din pânză, pentru că dacă se pătează, nu mai ai ce să faci cu ele. Și asta, de exemplu, tare frumușică. Gențile astea de la Bodega mi se par mie tare făinuțe, dar sunt și destul de scumpuțe și culorile nu sunt pe gustul meu. Portofelul meu a scăpat intact după plimbarea prin magazinele de brand, n-am luat nimic. Nici n-am filmat pentru că sunt pic pe grabă, soțul meu nu se simte foarte bine și a rămas la o cafenea și am vrut să termin cât mai repede treaba. Aici în mall e o zonă amenajată, parcă ar fi o piață. Ia uitați-vă cât e de fain și lumea vinde aici legume, fructe și aici se vinde pește. Sau cred că e restaurant. Ce tare restaurant, dar au peștele la display și mă gândesc că pot și să-l cumpăr. Mi s-a făcut foame și acum ne este poftă pe orice. Am intrat și într-un mini market aici în mall, am mai cumpărat și de acolo niște chestii, pentru că acum seara vrem să ne punem să ne uităm la un film, nu mai ieșim din casă și să avem ce ronțăi, dar am luat de ronțăi pentru, nu știu, 3 zile cel puțin. Ne pregăteam să plecăm acasă, dar am dat peste nebunia asta. Ia uitați-vă cum arată dulciurile. Am ajuns într-un final și acasă, deci toată ziua am stat la mall-ul ăla, aproape toată ziua s-a dus bine, am pierdut mult și pe drum pentru că e destul de departe, dar a fost fain și la Nustrat. Oh my god, deci ce bună a fost mâncarea, adică nu pot
pot să zic că mama a fost ceva super, hiper, mega, wow, dar eu nu sunt fan Vita. De obicei evit Vita, pentru că dacă îi prea ți apănă, nu știu, nu sunt fan Vita, dar Vita asta a fost atât de bună și ceapa aia era tare faina. Burgerul, eu am luat jumătate din burgerul acela cu carne feriată, nu carne tocată. Și n-a fost atât de bun, cel cu carne tocată e mult mai bun. De obicei când mergeam la Nustrat îmi luam din ăla cu carne tocată. Și a zis și Ryan că el a mâncat din amândouă că e mai bun ăla cu carne tocată. Pentru prima dată am zis hai să încercăm doar așa niște chestii să vedem care e ideea. Deci îmi era destul de rău, mă și durea capul. N-am avut o stare prea bună și după ce am mâncat am fost super ok, n-am mai avut nicio treabă, mi-a trecut durerea de cap, adică nu știu, chiar m-am bucurat de masa aceea, de mâncarea aia, altceva. Ok, guys, vă las, mă pun să pregătesc gustările și da, căutăm un serial, hai. Am aici ceva dulce și bun, am și fructe, chipsuri din astea, cred că-s din creveți și din astea. Și mai avem dulciuri din astea și din astea avem ditătii. No, bine, dați drumul la film. Hai să vă arăt ținuta de astăzi. Mergem să mâncăm ceva. Încă e frig afară, nu mai ninge, dar e super frig. Am o vestă de la H&M, un plovăraș de la About You, pe dedesubt am o rochiță de plajă. Mi-am lăsat-o aici încă din vară, dar mi se pare că arată atât de fain în combinație cu colanții. Cred că o să o iau înapoi la Timișoara, să o mai port. În genul ăsta de outfituri. În picioare am cizmele de la About You și am geanta Chloe. Și da, mergem să mâncăm, papa bun. La Sushiko am venit să mâncăm. Ne place tare mult mâncarea lor. Ei au aici și kombucha. Ce happy is. Am căutat și în magazinele lor kombucha și n-am găsit. Pentru prima dată în viața mea am încercat și kimchi, dar nu-mi place deloc. E varză murată și un pic iute. În schimb, sushi-ul îi super bun. Am intrat și într-un supermarket. Uitați-vă cât de fain s-au aranjat aici lucrurile. Și am găsit ceva cartofi. Ciudăței, n-am mai văzut până acum cartofi din ăștia. Și uitați-vă ce mititele sunt roșiile astea cherry. Și aici e o mașină plină cu chipsuri sau nu, chipsuri, da. Și înăuntru e o paiață din aia. Sunt chipsuri din hummus. Mi-am făcut și o cafea și mă pun să editez vlogul. E un vlog filmat acum foarte mult timp, doar că s-a întâmplat nebunia din Ucraina și nu l-am mai postat. Și am zis, hai totuși să-l editez și să-l postez acum, pentru că nu am altceva ce posta. Și oricum e un clip fain, am făcut o grămadă de chestii în săptămâna aia, e și amuzant și am zis că ar fi păcat să nu folosesc cadrele. Am plictisit de editat și mă gândeam să fac o pauză. Soțul meu are un pic de treabă prin oraș și mă gândeam să merg cu el. Poate și mâncăm ceva și numai bine după aceea mă întorc la laptop cu forțe proaspete. Cel puțin așa sper. Am unele zile când editez fără nicio problemă. Îmi fac o cafea și stau cu orele 5-6 ore, trec, nici nu le simt. Îs alte zile când nu mai știu cum să editez mai repede și să scap. Depinde de starea mea. Doamne, deci atâta de prost conduc ăștia aici, v-am mai spus oricum, dar era, acum era să lovească o mașină din aia de dubă sau ce-o fi fost, să lovească două fete pe trecerea de pieton, deci eu și zbura la aia părul așa. Doamne, deci incredibil cât de prost conduc și ăștia cu motocicletele se bagă, de nicio treabă n-au, eu nu știu cum nu le frică. Da, uite ăsta pe contrasens, de ăsta trece aici în sens unic și o să vedeți trece o mașină. Nici o treabă n-are. Uitați-vă, acolo e sens de interzis, dar să vedeți câte mașini trec. Nici o treabă n-au. Uitați-vă și pe asta. Merge pe interzis, nicio problemă. Doamne, cât e de frig! E plin de zăpadă. Ia să vă arăt mormanele de zăpadă. Mă duc acum la o cofetărie, ca să-i spun așa, la o patiserie, unde au dulciuri foarte, foarte, foarte faine. Astea-s dulciurile, ia uitați-vă aici. Astea știu că sunt foarte bune și alea așa cu maro și cu bej îmi plac. Vai, toate arată bine. Au și baclava. Și ia să vă arăt cât de faine sunt torturile. Ia uitați-vă. Superbe. Ia, uai, ce bine arată chestiile astea. Doamne, ce poftă mi-e pe ele.
Ia uitați-vă ce bine arată, Doamne! Mama asta cât e de bună asta cu alune. Avem în sfârșit o zi cu soare, a nins azi noapte iar, e un pic de zăpadă depusă. E soare, dar e frig și am văzut că nu o să dureze prea mult nici soarele ăsta, imediat se norează și începe să ningă sau să plouă. Nu pot să cred ce vreme am nimerit. Aseară am lăsat vlogul să se încarce. S-a încărcat, ce happy-s. Foarte, foarte, foarte mult durează până se încarcă clipurile, dar ăsta e destul de scurt, are sub 20 de minute și atunci văd că s-a încărcat într-o oră și ceva. Hai că am rezolvat și cu clipul, i-am pus și descrierea și tot. Mă gândesc să mă duc până la bazar, ia uitați-vă ce ținută mi-am tras, deci n-ai cum. Trebuie să arăt săracă, ca să pot negocia. Mă duc să mă uit de niște haine, am fost și data trecută și am găsit niște chestii tare făinuțe. Și aș vrea să mă duc și de data asta să văd ce găsesc. Deci da, let's go, bro! Hai să vă arăt ținuta completă. Că eram chiar bine înainte, dar acum cu geanta și căciula și cularul ăsta, o horror. Treaba se prezintă mega dubios. Cerul senin, afară ninge. Nu cred că vedeți fulgii pentru că sunt foarte răsleți, dar ninge. Și e frig de nuva! Am ajuns, asta e strada unde-s magazinele, e un fel de bazar sau nu știu cum să-i spun. Și de la genul ăsta de magazine fac shopping-ul, hainele scoase afară, dar mie-mi place. Deci am găsit rochița asta, care e de la Zara și pe care eu mi-am luat-o anul trecut, dar am returnat-o până la urmă pentru că nu o purtasem vreo 3 săptămâni și am zis că sigur nu o mai port. Și aici e 150, aia înseamnă 50 de lei. Super ok prețul și mai au chestii de la Zara, chiar am mai văzut pe aici ceva, deci nice! Colanții ăștia s-iar tare fain și textura e foarte faină, ia uitați-vă, din aceea groși, nu știu cum ar sta pe mine. Ia uitați-vă aici ce superbitate, deci cât e de faină geaca asta, practic e un, o chestie de luat așa peste, foarte faină. Deci uitați-vă cum ninge, vă dați seama, nu se parcă pe filmare nici nu se vede zăpada, ninge cu plouă, cu naiba știe, foarte enervant. Și n-am avut umbrelă pentru că umbrela e în mașină și soțul meu era plecat. Mirific! Aș putea să-mi iau o umbrelă, da, nu cred că-mi trebuie, dacă am căciula nu mai am chef să mai țin și umbrela. Hai să intrăm și aici, uite ce de chestii verzi au în vitrină. Ce chestii drăguțe au și aici. Ia să vedem, uite, de exemplu, cămașa asta are un print tare fain. Nice! Au și aici colanți din ăștia. Dincolo nu i-am încercat pentru că era prea frig în magazin, dar cred că o să încerc aici. Aici e cald și bine. Am găsit fusta asta care seamănă foarte mult cu model care era la Zara. Am mai găsit-o pe asta, îmi place mult combinația de culori. Deci topul ăsta costă 5 lei. 5 lei? Cum să coste 5 lei? Doamne! Am mai găsit cămășuța asta drăguță și perechea de colanți pe care vă arătam. Așa arată cămașa. Îmi place tare mult și materialul din cămașă. Seamănă cu viscoza, dar sigur nu e viscoză. Și colanții sunt mici, dar am încercat și alții mai mari. Și la fel sunt toți. Deci am încercat 36, 38, 40. Ăsta e 40. Și e exact la fel. Îmi stă foarte strâmt aici pe gambă și larg petalie. Și din cauza că stă larg petalie, aici face niște cute destul de inestetice. În rest îmi place tare mult materialul, dar nu știu dacă să iau. Costă doar 30 de lei, deci, mă rog, 40, 40 de lei, da. Așa arată fusta. E foarte scurtă și se cam ridică pe mine. Pe etichetă scrie că e poliester, dar sincer, se simte exact ca și lână și în țeapă un pic. Nu prea e pe stilul meu, dar mă gândesc să o iau și să o ofer pe Insta, pentru că e prea frumoasă. Eu nu prea port roșu și e un pic cam prea scurtă pentru mine, dar cred că cineva chiar s-ar bucura de ea, nu? Că e sexy mamasita. Și așa arată fusta portocalie. Îmi place printul de numai. Tare frumos, nici nu știu, că habar n-am ce să iau de aici. De aici mi-am luat cămașa albă cu perlele acele aplicate și fusta portocalie. Am zis că e mai primăvară, adică tot pentru voi o să fie să o ofer pe Insta. Adică faza care e cu hainele astea pe care le ofer pe Insta? Mie îmi plac tare mult, dar nu-s genul de haine pe care le port. Îmi place să le pozez și cam atât. Și atunci numai bine, îmi fac o poză pe Insta și după aceea le ofer. M-a sunat soțul meu că merge la masă aici la noi în zonă și mă duc și eu.
spre restaurant, care mai mult e o cantină, dar mâncarea e foarte, foarte, foarte bună. În drumul meu spre restaurant, ia uitați-vă peste ce am dat aici. Ai, mama, simt acum arată astea, o să iau și eu. Da, puține. Mi-am luat și eclerul și gata, plec spre casă pentru că nu mai am bani. Deci uitați-vă cât am luat. A ieșit și soarele. Totul e bine și frumos. Ăsta e restaurantul de lângă noi unde mâncăm. Seamănă așa ca o cantină pentru care mâncarea gata pregătită. Așa arată mâncarea. Deci chiftelele astea super delicioase și carnea asta tocată și acolo cu roșiile alea deasupra e carne tocată cu cartofi. Foarte, foarte bună. Din aia o să-mi iau. Doamne, deci când am plecat de la restaurant începuse iar să ningă și bătea un vânt. Doamne, deci abia, deci nu vedeam, deci nu puteam să deschid ochii pentru că îmi venea toată zăpada în față, așa mergeam. Ah, groaznică vremea asta. Deci ați văzut, când am mers spre restaurant, era soare și fain. Când ajung în restaurant, începe să ningă. Deci e atât de haotică vremea și așa a fost toate zilele astea de când suntem aici. Foarte, foarte haotic. Nașpa. Hai să vă arăt ce mi-am luat de la magazine. Asta e tot ce am cumpărat. Le-am scos din plată și le-am înșirat aici. Și trebuie să menționez că mi-am luat două țepe. Poate fata din cauza că nu vorbea engleză nu mi-a zis sau poate nici ea nu știa, dar rochia de la Zara are mâneca tăiată, însă o pot repara foarte ușor, n-o să duc rochia să o schimb. Rochia asta portocalie care e superbisimă, deci Doamne cât de bine se așează pe mine că mor. Dar din păcate are o pată. Ups! Asta e pata. Nu e super, super vizibilă. Dacă îi pun o curea, nici nu se vede. Dar îmi pare rău pentru că e superbă rochia. Deci îmi place atât de mult. Și materialul e fain. E un bumbac tare fain. Mai am una identică, dar pe alb. Și asta e un pic murdară într-un loc. Dar asta am observat eu acolo că e murdară. Însă era singura disponibilă. Mi-am mai luat aici un capot de stat prin casă și de ieșit la plajă. Îmi place tare mult printul. Aici am o cămășuță cu volănașe. Pe asta mă gândeam să o dau unei prietene. Mie îmi plac tare mult volănașele. Mai am cămășuța asta cu perlele pe care ați văzut-o când am probat-o. Mai am vesta asta. Tare făinuță. Am văzut eu o ținută faină cu vestă pe Insta și vreau să o încerc. Am mai luat crop topul ăsta, care a costat doar 50 de lei. 50 de lei înseamnă mai puțin de 20 de lei și bluza asta a fost mai puțin de 20 de lei. Deci, nebunie pe câmpie. Deci, asta stă atâta de bine. O să le probez pe toate când ajung la Timișoara, ca să le pun în ținută cu accesorii și tot, să vedeți cât îs de superbe. Deci, am fost iar într-un bazar. Am avut un pic de treabă în oraș și după aia soțul meu a trebuit să meargă la cineva la birou și aveam de ales fie să mă duc la un mall de fițe îmbrăcată ca un boschetar, fie să mă duc într-un bazar pe ninsoare, frig și ploaie și am ales să mă duc în bazar și m-am plimbat pe acolo vreo oră și ceva. Mă rog, nu bazar, exact cum v-am arătat acolo la mine în zona magazine din alea. Și am mai cumpărat câteva chestii. Stați că da, o pereche de pantaloni tare fain, au fost un pic mai scumpe, au vreo 70-80 de lei. Și, nu, 80 de lei, da. Și mi-am mai luat o bluză care a fost super ieftină, 20 de lei, ceva de genul. A, da, și acum mă duc cu rochia portocalie să văd dacă o pot schimba. Fain. Am reușit să schimb rochia, dar problema este că am schimbat-o cu una care n-are volănașul ăla un pic mai sus. Da, mă rog, e identică, dar îi lipsește ceva. Însă decât să aibă o pată mare pe spate, mai bine să-i lipsească ceva. Și am mai luat încă o chestie, am găsit o salopetă cu un print foarte fain și am luat-o și pe aia. Deci nu știu ce-i cu mine. În sfârșit la căldură, doamne, deci mi se pare că atâta mi-e de roșie fața de la frig. Am răbdat azi un frig de numai. Soțul meu a zis că o să dureze vreo oră până se întoarce după mine și cred că a durat vreo două sau cel puțin mie așa mi s-a părut la cât a fost de frig. Și acum trebuie să ne pregătim, să ne îmbrăcăm, să ne aranjăm, pentru că mergem la ceva restaurant mai fancy. Eu mi-am dorit să ies la un restaurant fancy, pentru că de când sunt aici nu m-am prea aranjat. Dar problema este că eu mor de foame și nu o să mă pot abține, trebuie să mănânc ceva. Mă gândesc să mănânc niște eclere. Da, că n-am gustat, nu le-am, n-am gustat eclerele. Ia uite-le frumușelele, cred că pe ăsta cu fistic sau pe ăsta cu caramel pe care să-l iau. Decizii, decizii. Deci nu știu dacă mi-e foarte foame. Sau chiar e ăsta atât de bun, dar e mega delicios. E foarte bun, așa e? Mi se fac semne din culise că e foarte bun. Și ăsta cu fistic e bun.
Da, mai bună la cu caramel. Ala cu caramel e cel mai bun până acum. Asta e salopeta pe care vă spuneam că am luat-o. Deci credeți-mă că mă tot uit la ea și o învârt pe toate părțile, căutând un defect. Deci nu vine să cred că a fost și asta în jur de 15 lei. Cum să fie 15 lei? Nu-i găsesc niciun defect. Deci, Doamne Dumnezeule, ce prețuri au ăștia. Ultima zi la Istanbul, ultima zi de ger, ninsoare și ceață și toate urâțelile pământului. Sincer, nu știu, deci nu, chiar nu mai vreau să stau. La ce vreme am prins, nici nu mai vreau să stau. De fiecare dată când plecam ceva de genul, aș mai fi stat un pic, acum hai să mergem o dată. Deși azi de dimineață ningea de numă. Acum s-a oprit un pic ninsoarea, mergem să mâncăm și noi ceva și merg să-mi iau un lanțișor. L-am văzut ieri în timp ce mă plimbam prin bazarul acela pe ploaie, ninsoare, frig și ce-o fi fost. Și era la un magazin de aur, așa că n-am intrat eu să-l iau, am zis că-l iau pe soțul meu să negocieze. Dar e fain, deci e super vizibil. O, ce mă enervează că nu mai îmi găsesc ochelarii de soare. Credeam că sunt mașină, dar văd că nu. Deci atât de fain afară, e cald, așa e călduț, soarele e foarte cald. Dar uitați-vă, zăpadă! Pe drum încoace, cred că am făcut 10 minute. Am plecat pe soare, s-a norat, a nins și acum iar e soare. Deci vremea asta e ceva de neînțeles. Am luat până la urmă două lanțișoare, nu doar unul, și aștept să le scurteze. Am ajuns acasă și noi mă pun să sunt, deci uitați-vă ce pe aici. A, am fost iar până la magazin, deci cred că vânzătoarea aia se gândește că nu sunt normală. M-am dus și mi-am luat iar rochea portocalie cu pata pe spate. O să vă arăt imediat de ce. Poate v-am spus și ieri că la cealaltă pe care am luat-o ca să o înlocuiesc, pe asta îi lipsește un volănaș. Și am mai găsit încă o bluză, ceva gen rochie, nu știu exact, depinde cât e de lungă, nu știu dacă e rochie sau o bluză, dar are faină și aia. Vă arăt imediat rochia, dar prima dată vreau să vă arăt lănțișoarele, ia să le pun la gât. Astea sunt cele două lănțișoare, pentru ăsta m-am dus în magazin. Ia uitați-vă cât e de pretty, cu un corn, mi-am dorit de mult timp un lănțișor din ăsta făinuț, așa cu un corn. Și ăsta e celălalt. Am zis că o să arate tare bine împreună. Așa arată la gât. Mi-am pus și cămașa asta albă ca să se potrivească și să se vadă. Doamne, deci, Doamne, cât îmi place de mor. Pentru ăsta m-am dus la magazin, dar l-am văzut și pe ăsta acolo. Are ăsta o inimioară așa mică și ăsta e un corn. Mi se par super faine pentru vară. Deci abia aștept. Cred că o să le port non-stop la vară. Sunt faine și așa amândouă în combinație, dar sigur o să le port și separat. Nice! Sunt happy cu ele, îmi plac mult. Și asta e bluzița pe care mi-am luat-o acum. E destul de lungă, cred că o merge și ca rochie, cu o pereche de pantaloni de dedesubt. Și astea două rochile portocalii. După cum vedeți, aia are un volănaș în plus și aia e rochia cu pata, așa că o să iau volănașul de la rochia aia și o să-l prind pe rochia asta și o să am o rochie fără pată și cu volănaș. Și oricum împreună au costat vreo 20 și ceva de lei, prețul super ok, merită făcută combinația. Ok, guys, după cum mai mult ca sigur observați, m-am întors în meleagul românești, sunt la mine acasă, unde e cald și bine. Doamne, deci nu pot să cred, de la minus nu știu câte grade și ninsoare și zăpadă, am ajuns la plus 15, cald, soare. Mai un pic și ies la plajă. Ok, hai să vă arăt tot ce mi-am luat de la Istanbul. O să fac un try on haul. Am început cu rochița asta portocalie, care e și preferata mea. Love it! Deci, primăvara asta, vă spun sincer că m-am îndrăgostit de culoare și cred că o să por niște ținute super colorate. Așa sper. Problema este că nu prea am accesorii. De exemplu, și la ținuta asta îmi pun accesorii bej și maro, pentru că n-am nici portocaliu. Am ceva galben. Am încercat ținuta asta și cu accesorii galbene și mi se pare că arată tare fain. Și mi se pare că arată tare fain rochița și fără curea. Îmi place și fără curea și așa cu curea. Deci, îi, Doamne, e divină. Asta este cea cu pata pe spate, dar nu-i bai, că o repar eu. Sunt așa de happy. Deci, vă dați seama că am dat 12 lei pe rochia asta. Bine, 12 ori 2 fie 24, pentru că o trebuie să o iau de 2 ori. Exact ca rochia portocalie este și aceasta. În momentul în care le-am cumpărat, nu mi-am dat seama. Am crezut că asta este cu un singur volănaș, pentru că i-am văzut doar partea asta, nu știu, nu m-am uitat atât de la ea. Tot 50 de lei a fost, adică vreo 12 lei. Dar când am ajuns acasă și am provat-o și mi-am dat seama că exact acea portocalie, m-am bucurat maxim, pentru că îmi place foarte, foarte mult croiul
Și da, tadan, așa arată. E un pic îmboțită, e un pic șifonată, îmi cer scuze. Pe asta n-am apucat să calc. Pe restul le-am călcat pe toate, dar pe asta am ratat-o. Cred că mai am încă una. Cred că mai am una care e călcată tot altă. Da, și asta îmi place super mult. Clar, aș putea să o și pe asta cu o curia, dar am zis să fac o ținută mai văratică. Și da, asta e ce am obținut. Avem și cel mai scump articol achiziționat, pantalonii aceștia portocalii. Ăștia am dat în jur de 70 de lei, 70-80 de lei undeva pe acolo, dar cred că v-am mai spus chestia asta. Și îmi plac, dar ce mă enervează e că n-au buzunare laterale, au buzunare în spate, dar nu au aici pe lateral. Foarte enervant. Și talia e destul de largă, nu știu, nu prea e grozav crud, dar pentru 70-80 de lei cât am dat pe ei, perfecți. Încă un articol care a costat 50 lei, adică 12-13 lei, undeva pe acolo, deci nu vine să cred. E superbă salopeta asta, îmi plac maxim mânecile. Îmi place că are curia din același material ca salopeta, are buzunare laterale, e superbă și materialul, e fain și printul, e fain tot, e fain la ea. Din păcate mi este un pic mică, dar oricum vreau să slăbesc 3 kg cel puțin, pentru că atât am pus la Istanbul și aș mai vrea pe lângă cele 3 kg puse la Istanbul să mai slăbesc încă 1 kg, așa, de primăvară. Avem și cămașa cu perlele atașate. Asta a fost un pic mai scumpuță, a fost în jur de 70 de lei. By the way, ziceam că mă duc cu intenția de a negocia, de aceea mă și îmbrăcasem așa mai nașpariu, dar n-am negociat deloc. Deci când am văzut cât de mici prețurile, am zis, lasă-i săracii că oricum o duc greu. Așa că da, n-am negociat deloc prețurile, cât era trecut pe etichetă sau cât era trecut pe standard, atât am plătit. Clar, dacă e mai multe chestii, pot să negociez, îți las și mai mult din preț, dar da, am zis că nu-i cazul. Bun. Cămășuța mi se pare foarte faină. Deci îmi place super mult material pentru că arată ca și in. Deci textura este exact ca și de in. Se așează fain pe corp. Tot îmi place la ea. Am combinat-o cu fusta asta colorată de la Zara, care iar îmi place tare, tare mult. Și da, o ținută drăguță. Îmi place tare mult și bluza asta. Îmi place și materialul din care e făcut. Cred că pe filmare pare a fi bumbac din acela de tricou, dar nu e bumbac, e un material tare fin, tare plăcut pe piele. Mie îmi place că e așa foarte, foarte largă, e pe genul meu. Oricum, din păcate nu prea reușesc să fac cine știe ce combinații, pentru că încă îmi sunt depozitate prin cutii hainele de vară, deci nu prea, n-am foarte multe chestii cu care să combin articolele astea mai văratice. De exemplu, pantaloni scurți, cred că am scoase din cutii doar vreo 2 sau 3 perechi. Deci da, din păcate, asta e soarta. Spre exemplu, aș fi încercat să combin bluza asta cu o pereche de pantaloni scurți cu același croi, dar pe bej. Să fie o ținută full bej, da? Eu bej cu bej cu bej, mă știți pe mine. Dar cred că arată tare interesant și așa. Avem și vesta. Este singura piesă așa un pic mai grosuță pe care am achiziționat-o și, sincer să fiu, am luat-o în ideea de a oferi cadou pe Insta, dar îmi place așa de mult, Doamne. Deci, oricum, tot ce am luat îmi place foarte mult, chiar și piesele pe care le-am luat ca să le ofer cadou îmi plac foarte mult, dar na, dacă am zis că o iau cadou, o să ajungă cadou, o să ofer pe Insta, așa cum am mai zis. Am zis să ne bucurăm împreună de prețurile mici de la Istanbul și să vă cadorisesc și pe voi. Deci da, așa arată vesta, îmi place super, super mult. Îmi place tare mult, de exemplu, în combinația asta. Mi se pare foarte modern, o ținută actuală, zic eu. By the way, și basca de pe cap este tot de la Istanbul luată, dar pe asta am luat-o din mall, nu din bazar. Avem și rochia de la Zara, mă rog, din bazar, da, cu etichetă de Zara. Încă nu s-o trebuie ce să fac cu rochia, pentru că, sincer, îmi place foarte, foarte mult partea de jos. Și mă gândeam să o tai și să o fac fustă, upsie, deși am zis că o iau pentru voi în prima fază. Dar da, vedem, în cazul în care mă hotărăsc să păstrez rochia, o să ofer pe Insta salopeta. Deci ceva tot ofer și mai am câteva articole luate pe care vreau să vi le ofer vouă. Deci eu am vorbit cu microfonul ca tuta și mi-am dat seama că microfonul nu e conectat. Și o să se audă vâjitul enervant de la lampă, deci îmi pare așa de rău, o să fie sunetul pe porțiunea asta un pic cam prost. Cred că mai am 2 topuri și am terminat, cel puțin eu așa sper și așa mi se la calcule. Îl am pe acesta galben în colțuri, aici e despicat. Cred că pe asta l-aș purta
pe plajă, vara, de aceea l-am și asortat așa cu o pereche de șlapi și o pălărie de plajă. Da, e fain că e așa foarte flu-flu, e foarte ușor materialul, foarte, foarte comod. Mi se pare o bluză tare făinuță de vară. Cealaltă bluză este dintr-un material care imită inul. Îmi place foarte, foarte mult textura. Pe etichetă scrie 100% pamuc. Nu știu ce e pamuc. Cred că e bumbac sau ar putea să fie in. M-aș bucura să fie in, dar foarte, foarte mult îmi place. Îmi place croiul, îmi place textura materialului și faptul că țesătura pare foarte plină. Din păcate, asta are o gaură destul de mică aici. Mă gândeam să o scurtez în cazul în care o să vă ofer vouă sau dacă îmi rămâne mie, o să o prind un pic aici cu ață. Nu, chiar nu mă deranjează, nu cred că se vede, mai ales că textura materialului îi destul de interesantă, e texturată, deci nu cred că s-ar vedea aici dacă aș prinde cu un pic de ață. Și da, îmi place și asta tare mult. Îmi place și printul pe care l-are, nu-i print, e broderie, deci chiar e broderie, vă dați seama. 12 lei și cu broderie, mă rog, cred că era 12 lei din cauza că e ruptă, habar n-am, dar eu zic că merită. Îs ruptă de somn, abia aștept să mă culc, vă super, hiper, mega mulțumesc că m-ați urmărit. Vă pupicesc, vă îmbrățișez și ne vedem weekendul viitor cu un nou vlog săptămânal. Pupici!